Hai să deschidem împreună la, trecem la cuvântul Domnului. Deschidem împreună la Fapte, capitolul 2. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Versetul 42. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Să le dau este un pic... Așa. Unde ați mai văzut voi predicatori să îmblă cu cadourile? 2:42. Citim toți odată. Și ei... Nu, stați, n-am să început toți odată. 2, 3, și ei... Cine ei? Prima biserică. Cei care au fost botezați prin apostoli. În ce stăruiau ei? În patru lucruri stăruiau. În învățătura apostolilor. Spuneți-mi, vă rog, învățătura apostolilor a cui era? Învățătura lui Iisus. Ascultați atent. Eu nu vreau să predic astăzi. Să fie ca un fel de următoare predică la cele 2000 care tu deja le-ai auzit. Nu vreau să fie azi predica 2001, tu ai mai auzit una, duci acasă, gata, mai auzit una. Nu, eu vreau tu azi să înveți, ca întotdeauna, să înveți, pui în creier, duci acasă, rumici, te mai uiți odată în toate locurile care le-ai, te-ai făcut notițe și te mai uiți odată, asta e temă pe acasă. Te uiți acasă bine și te zidești în asta puternic. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, a doua. Care a doua? Tema de astăzi e legătura frățească. Legătura frățească. Frângerea pâinii și rugăciuni. Dar noi o să învățăm despre legătura frățească. Vreau niște păreri din adunare. Ce înseamnă legătura frățească? Biserica nu e religie. Pur și simplu... Suntem la biserică, tu ai fost la biserică, da, dar eu n-am fost, dar tu ai fost, dar eu n-am fost, dar eu n-am fost. Ascultă, nu. Cum înțelegi tu cuvântul ăsta, legătură frățească? Dar cum e asta? Cum? Cum prin fapte? Ce se dăruiește? Ce ar putea să aibă nevoie? 2000 de pounds? Ok. Deodată, concret, practic, știi? Cum mai înțelegi legătura frățească? Anatol, cum o înțelegi tu? Dar cum? Dă un exemplu, că de mic, de exemplu. De exemplu, cum adică dragoste un de alt? Uniți ca frați. La greu, la ușor? La masă. Cum? La masă tot. Ei, la masă tot suniți. La masă, frate Valeriu, tot se sună cu o simțire și cu un gând. Cum mai este legătura frățească? Fratele Vitali, ce părere ai? Am înțeles. Legătura frățească e serios. Ce părere ai, Vitale? Legătura frățească, cum tu o vezi? Cum? Nu ca în lume. Nu ca în lume. Ionel, cum o vezi tu? Să fim aproape și la bine și la rău. Adică? Îți închipui ce predică? Ce predică e asta? Trebuie să-i întrebi pe oameni? Și toți se retrăiesc dacă mă întreabă pe mine acum. Uite, ea nu retrăiește. Ce părere ai tu? Ce înseamnă legătura frățească? Bun. Da. Eu vă arăt
ce înseamnă legătura frățească. Am nevoie de câțiva bărbați. Și eu vă numesc, voi vă rog, veniți aici în față. Frate Valeriu, veniți în față. Frate Mișa, frate Liviu, veniți în față, veniți aici. Legătura frățească, învățăm legătura frățească. Ne mai gândesc ce. Da, așa. Anatol, vină și tu, sau tu nu doarme, vină și tu. Și băiatul care cu verde, vină și tu, te rog, 5. Vă rog să... Da, eu dacă știam, zi. Da, Anatol, vină să arătăm legătura frățească. Neapărat. Ei să asculte cum predica sună astăzi, cum eu le spun să fac ceva, și ei o să ne arăte nou ce înseamnă legătura frățească. Uite, Valeriu stă aici așa. Așa. Așa, da. Frate Liviu, stai la Valeriu, așa, vin încă, cu mâna așa pe gât. Nu, cu mâna așa, dă-te încoace, dă-te mai aproape, jumate așa, la jumate. Așa. Da, Mișa, vin încă. Tu pun-te jos aici în genunchi, așa, jos în genunchi, da? Tu vin în partea asta, stai aici, așa, întoarce-te încolo, așa, stai, eu vin prin partea asta, și tu, Anatol, uite, tu te întorci, da, tu stai așa, tu cu mâna la el aici, tu cu mâna la Liviu pe spate, Valeriu, tu pui mâna pe cap la Mișa. Gata, ne oprim așa. Mișa, asta e. Mișa, tu pune mâna pe dâns. Mișa, asta. Stați așa. Asta e legătura frățească. Nu mișcați așa, că așa trebuie să stați tot predica, că eu spot oamenii să înțeleagă mesajul. Asta e legătura frățească. Uite, atent. Valeriu stă tare pe picioare, numai că dacă eu vin... Vine necazul să-i dea din spate și să-l lovească la cap. Asta e biserica. Valeriu n-are nicio putere. Puterea lui să stea acolo să vegheze asupra la alți frați, dar el cu spatele lui el n-are nicio putere. Și când eu vin, pe mine ce nu mă opriește? Asta e biserica lui Hristos, nu Liviu. Asta e biserica lui Hristos. Liviu, te rog, păzește-l. Eu vreau să-i dau la Valeriu să-l apuc de aici. Păzește-l. Asta-i. În timpul ăsta, Anatol îl ține pe Liviu de spate ca el să nu cadă. Asta-i biserica lui Hristos. Asta nu-i jucărie. Mulți cred că biserica am venit și m-am dus acasă. O, nu, asta-i... Ceea ce vedeți aici e negru sub unghii puțin. Biserica e mult mai mult. Uitați-vă atent. Ei toți patru sunt oameni puternici. Dar ei nu văd când necazul vine pe jos. Și pentru asta trebuiește fratele Mișa. Mișa vede când necazul vine pe jos. Mișa repede șoptește. Anatol, Livi, vegheați la picioare. Uite atent acolo. Uite atent. Eu vin să-l atac pe Mișa. Pentru asta este Valeriu. Eu dau să-l atac. Valeriu, neapărat păzește-l. Păzești, tu trebuie să ne iei mâinile mele ca oamenii să vadă ce înseamnă biserica. Tu păzești, tu îl ții, da. Uite, eu dau să-l atac în partea asta. Fratele îl păzește. Uite, eu dau să-l atac în partea asta. Să-l rup pe Mișa. Să-l rup de la rugăciune. Să-l rup de la biserică. Uite. Îți dau un parce. Pe Mișa, da. Bun. Am văzut că ăștia trei stari, așa face diavolul. El se duce prin partea asta-altă. Și spune, mă duc la Anatol, pentru că Anatol, și cum te cheamă? Anatol și Andrei încă nu-s botezați. Mă duc să-i atac ca ei să nu aibă nicio putere și nu mai intre în apa botezului, ca ei niciodată să nu încheie legământ cu Domnul. Mă duc să-i atac, pentru că eu mă duc să atac pe Anatol. Liviu, uitați-vă la Liviu. Liviu deodată s-a întors spre Anatol. Asta e biserica. Eu dau să-l atac. Păzește-l, poți să-l păzești. Eu dau să-l atac. Uite. Eu dau să-l atac și la picioare. Ei neapărat o să mă păzească, numai că uite el cum păzește. Eu dau să-l atac la picioare, trebuie să-l păzești. Dau piciorul. Neapărat, tu dai cu piciorul, da.
Frați și surori, stați așa, stați așa. Dar dacă unul din ei nu se roagă, nu citește, deloc n-are treabă, are foarte puțină viață spirituală, ce face biserica cu el? Eu nu știu situația ta, dar vreau să-l puneți pe fratele ăsta care e în verde, care el încă e verde, în mijloc. Puneți-l în mijloc. Da, dacă vrei. Nu, tu rămâi, dacă vrei, rămâi la poziția ta. Stai acolo, asta acolo e poziția ta. Îmbrățișați-l toți pe omul ăsta verde. Uite ce facem noi, uite ce face biserica cu cineva verde. Nu-l amenințăm și nu-l condamnăm. Că-i prostuț, că-i slab, că vai și amar de capul lui. Nu, nu, nu. Dar când eu, uitați-vă cum face biserica. Când vine să-l atace cineva pe cel mai slab, vă rog, îmbrățișați-l de peste tot. Numai când vin, stai, numai când vin să-l atac. Eu vin să zic, auzi, dar voi n-ați găsit, uite, ăsta e tare vinovat, e tare greșit, tare, tare, tare. Da, 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 stai să-l atac pe jos. Aici e Mișa. Ți-a luat repistă? Auzi? Dați-i drumul, lasă-l în mijloc. Dați-i drumul, lasă-l în mijloc. Și la un moment dat, iar diavolul încearcă să-l atace, dar de data asta repede și prin partea aia la altă. Uitați-vă la ei. Uite biserica. Uite cum lucrează biserica. Biserica. Așa lucrează biserica lui Hristos. Ei nu dau voie. Gata, luați loc. Mișa să mă întrebi, și m-ai pus pe mine jos? Mișa stătea în genunchi pentru ei. Se ruga pentru ei. Frați și sorori, biserica nu-i jucării. Una din greșelile care oamenii le înțelegă e să duc la biserică, dar fiecare cu gâsca lui. Dacă cineva se gândește că în biserică te duci și fiecare cu gâsca lui, asta e greșit. Asta e ceea ce vrea Satan. Când fiecare cu gâsca lui. Așa era când eram noi în lume. Oricare era gata să culce cu soția ta și tu când erai în lume erai gata oricând să te culci cu soția cuiva. Vorbesc de bărbați acum. Depinde dacă nu te-o prins în locul slab. Și în momentul ăsta. Asta era în lume și nimeni nu spunea pentru tine. Pentru tine în lume se puneau numai dacă aveai bani, aveai poziții și erai un om cineva în oraș. Altfel, pentru tine nu se pune nimeni în lume. În afară de mama, vorbesc în lume. Mama, tata poate să mai gândească. Mama precis, leoaică. În biserica Domnului, când pe noi Hristos ne-a smuls din împărăția Întunericului și ne-a pus în biserica Domnului, o, asta e altă lume complet. Biserica Domnului, cum a zis sora Rodica, vreau să slujesc împreună cu voi. Sora Rodica, tu știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă aia. Asta înseamnă să stai cu pumnii pentru biserica Domnului, pentru noi. Să pui cuvânt pentru noi. Și atunci când vom fi vorbiți de rău, asta înseamnă biserica Domnului. Mie desuori mi se spune, un frate de la voi, ia uite ce-o răspuns. Tare, slavai și amar, dacă el îi duhovnicesc, apă. Și eu am făcut, nu știu cum voi, cred că și voi așa. Eu fac cum au făcut frații. Eu deodată vin, dau la o parte, zic, stai. Sunt sigur că e slab fratele meu în ceva, dar el e fratele meu, noi nu-l dăm la nimeni. O avea el păduchi, noi cu frații cumpărăm dust, scoatem păduchiul, William aduce un pieptene, îl pieptenă și stăm împreună, aleluia, amin. Asta e biserica Domnului. Biserica Domnului. Hai să deschidem împreună la Efeseni 4:16. Deschidem împreună la Efeseni 4:16. Legătura frățească.
Din el, tot trupul. Care-i trupul? Noi, biserica. Din el, tot trupul bine închegat și strâns, legat. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Fraților, biserica Domnului, un trup. Știi cât e bine închegat? Nu bine închegat un pic. Asta înseamnă biserica Domnului. Eu am observat. Toți cei care n-au vrut să fie bine închegați cu biserica Domnului de aici, ei s-au dezînchegat. S-au dezlipit ușor. Care n-au vrut să fie, care au intrat și au vrut să fie pur și simplu fiecare cu gâsca lui, ei s-au dezînchegat. Cel care vrea să fie închegat, el nu te lasă nici de cum. Ține minte asta. Nu după vorbe. Ascultă, sincer vă spun, uite, fraților, uitați-vă la mine. Decât să am 5 teologi alături care știu literă cu literă din Biblie, dar nu sunt bine închegați ca și trup, mai bine dăm 10 frați slabi, cei mai slabi și mai nespirituali, dar numai să-i văd închegați, că ei nu se leapă de unul pe alt și nu se vorbesc de rău unul pe alt. Pe ăștia 10 dă-mi, nu mi-i dă pe ceilalți 5. Nu vreau nici 2 teologi, vreau 10 cei mai slabi, dar să fie bine închegați. Și nu lasă niciodată ca biserica, trupul Domnului să fie vorbit de rău. El e mai slab, dar el e meu. Fraților, eu am 4 copii. Toți au caractere diferite. Eu am între dânsi și mai blânzi, am și mai rapizi la lor, am și mai nervoși copii, am de toate. Eu nici pe unul nu l-am scos după ușă. Ei stau bine închegați în casa lor. Aștia copiii mei stau bine închegați în casa lor. Biserica Domnului e familie. Ține minte asta. Uite-te, te rog, la sora ta cu scumpătate. Spune, din el tot trupul bine închegat și strâns legat. Dacă o biserică nu-i bine închegată și strâns legată, uite, aia nu-i biserică, aia e fabrică de tractoare. Nu i-ai plătit salariul, s-a supărat, s-a dus. Nu i-ai dat lui soră să cânte, s-a supărat, a plecat. Aia nu-i trup bine închegat. Trup bine închegat, asta înseamnă supărați-mă cât de tare vreți, eu vă invit la ciorbă. Asta e trupul bine închegat. Cum mai este trupul bine închegat? Eu n-aștept pe mine, frații, să mă închege. Ia ca eu, cel mai spiritual, stau pe scaun și voi închegați-mă. Nu. Eu deschid portofelul, deschid bucătăria, deschid paturile mele din casă. Spun, fraților, eu sar primul să mă încheg cu biserica Domnului. Totdeauna ține minte, când auzi pe cineva, am fost în biserică, ce? Nici o dragoste n-am văzut. Pentru că tu ai așteptat închegată. Tu du-te și încheagă-te tu. Încheagă-i tu pe toți acolo. Strânge-i tu pe toți acolo. De atâta, frați și surori, hai să fim scumpi, să nu fim ieftini. Omul ieftin, asta mie nu ne-a dat, mie eu nu-s mulțumit, Omul scump spune, nu mă interesează cum eu știu pentru ce a murit Hristos, pentru o biserică, nu oricare biserică, dar una bine închegată. Nu ca așa închegată, dar închegată, cum adiești tu ăsta mic să spune, mai lăsați-mă un pic, mă doare gâtul. Înțelegi? Prea tare mă strângeți, închegat. Ți închipui? Cineva la Leighton, la biserică, a venit vreo 4 luni și nu a mai venit. Eu zic, dar de ce nu mai vii? Da. Familie de pocăiți, gata, credincioși, veniți din altă biserică, din țară. Ați fost vreo 4 luni, nu mai veniți. Ei, nu-mi place la voi. Eu zic, da, de ce? De ce nu-ți place la noi? Ei, dar la voi una, două, vă îmbrățișați, vă sărutați, dar eu iubesc așa fiecare cu treaba lui. Eu zic, auzi, nu la noi. Fugi de aici, că o să-ți fie greu. Aici oamenii se iubesc.
Aici, dacă stai, te chinui. Dacă tu stai aici fără dragoste, tu să te chinui. Vrei să oferi dragoste, aici e locul. N-aștepta, dă-i. Asta e biserica Domnului. Eu îi mulțumesc Domnului că fac parte dintr-o biserică bine închegată, chiar dacă e micuță. Uneori merg pe drum și zic lui Domnul, Doamne, nu vreau mai mare. Vreau tot atâția și să pocăiască câte unul din lume, câte doi, și să înțeleagă și el ce înseamnă asta. Nu vreau pur și simplu, stăm o mie și fiecare cu gâsca lui și n-au treabă încă altul și cântă corul 100 de oameni, nimeni nu știe pe cealaltă. Nu vreau așa. Asta nu e biserica Domnului. Uite, atent, deschide împreună cu mine la Coloseni 2 cu 18. Coloseni 2 cu 18. Apostolul Pavel spune: nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Nimeni. Făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești, și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care îi dă Dumnezeu. Ia uitați-vă atent ce spune Biblia aici, Pavel. Și fraților, la voi poate să vină unul care să aibă un dar de predicator, de orator, nu predicator. Se poate să zică, frați și surori, înțelegi și toți, wow, sub impertinența care suprapun intervențiilor, care indică circumstanțele, dar totodată el va predica așa, dar totodată el va spune, biserica nu-i neapărat, n-ai treabă cu biserica, auzi, poți să te închini și acasă, poți să te rogi și acasă, tu tot poți face acasă. Și de obicei toți care s-au gândit așa, poți acasă, s-au lăsat de casa Domnului, au rămas acasă, până după aia s-au mutat în veceu, spiritual vorbesc, pe urmă din veceu diavolul i-a aruncat la gunoi, pentru că frate și soră, dacă vine cineva și dă vreo învățătură spre a despărți biserica Domnului, ăla trebuie oprit. Ala trebuie spus, tu vrei să-i rupi frații. De exemplu, în America, în orașul Seattle, la o biserică de moldoveni, s-a ridicat unul, nu dintre ei, a venit un invitat. Și că le dă sfaturi bisericii. Dacă voi vreți, votați toți împotriva lui păstor și dați-l jos. Dacă vreți, votați toți împotriva lui fratele ăla. Dacă vreți, puteți și fără biserică, duceți-vă acasă, dacă vreți. Și eu am ajuns în Seattle după un timp mai mult acolo. Zic, și cum voi lăsați predice? El predica nu despre bine închegat. El predica cum se deschege biserica Domnului. Eu unde am fost la, nu zic țara și oraș, unde am fost la altă biserică și peste tot unde mă duc, indiferent, puțini sau mulți, eu mă strădui să predic așa, pentru că predica trece și prin filtrul meu, Dumnezeu mi-a dat și mie înțelepciunea, cum să o filtrez corect ca biserica să-L iubească pe Hristos, mă strădui să-i unesc, ca ei să fie cât mai uniți. Și am fost la o bisericuță unde pastorul a zis că nu mai vreau să fiu pastor la voi. Nu mai vreți să fie păstori la voi. Dar ăștia au zis, dar de ce? Pentru că voi îmi dați numai 800 de euro pe lună. Și eu am zis, păi să fugă de acolo, acolo nu-i locul lui. Bun, eu i-am strâns, m-am dus cu frați într-o parte, zic, fraților, o fi el prostuț la lui, o fi el încă slăbuț, dar nu-l lepădați. Hai, el astăzi e slab. El nu înțelege că păstorii trebuie fără bani. E banii de la toți și cine rămâne, ăla-i păstor.
Pentru că cu bani te-ați pus fi, fă-ți doi. Zic, nu-l judecați deodată, nu vă spărați. Hai să treacă el peste lunile astea lui de probleme, că el încă nu înțelege poate un altă, măcar că ne era dureros să vorbesc, el păstor trebuie să încurajeze puteți, dar el super că lui dă numai 800 de euro. Nu știam cum să-i încheg, dar fraților, m-am străduit din răsputeri să-i încheg, să fii bine închegați, chiar dacă omul ăla gândea iurea de tot. De atâta vreau să te sfătui. Oriunde tu mergi într-o bisericuță, ține minte, infecția din 2017, secolul 21, care e în toate majoritatea bisericilor, știi care? Ei toți se vorbesc de rău unul pe altul. Ei fac tot ca să se deschege unul pe altul. Tu nu fii așa. Tu spune nu. Dacă acolo fratele meu e slab, înseamnă că trebuie întărit. Sora a spus o vorbă proastă, trebuie încurajată, ieșim la o cafea cu ea. Da? Asta e biserica lui Hristos. Vezi, nu-mi plac cu demolarea niciodată. Fii numai cu încurajare. Nu mă încurajează. Amin? Amin. Trupul bine închegat, dar unii vin și nu se țin strâns de capul de Hristos, care tot trupul, biserica, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Ia că ei nu se țin. Fraților, astăzi pe glob sunt biserici care viața lor bisericească se țin într-o ață mică. Acolo încă un pic diavolul mai taie ața și biserica s-a demolat cu tot. Dar știți de ce? Pentru că sunt câțiva judecători în biserică. Eu totdeauna când am prins în biserica noastră, cum i-am prins pe judecători, chiar dacă erau cu mine apropiați mari, cum i-am prins pe judecători, deodată le-am dat în scăfărlia lor spirituală. Am spus, nu se poate. Nu-l judeci pe fratele tău. Nu se poate așa. Fratele tău rămâne fratele tău. Amin? Pe mine s-au supărat și toți judecătorii au deschis ușa și drept pe aici. Acum eu înțeleg, la mulți nevestele suferă, dar n-am ce face, na. Fiecare cu familia lui, Domnul să-i binecuvânteze. Orice duh de judecător să iasă din biserica lui Hristos, să fie numai duhul încurajărilor și a dragostei. Amin? Amin. Biserica e ca o familie. Biserica e ca o familie. Hai împreună să vorbim niște lucruri care sunt în biserică. Galateni 3:28. Deschide la Galateni 3:28. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici doctor, nici învățător, nici căruțaș, nici bandit, nici polițist, nici președinte, nici tractorist, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Ce se întâmplă una din infecții în Biserica Domnului astăzi? Se strânge ceata celor cu studii superioare. Surorile care au studii superioare au a lor cerc. Este mai țărâncuțe, dacă ei n-au studii superiori, au al lor cerc. Și că așa stau 400 de oameni împreună. Niciuna, nici alta, nici doctor, nici învățător, nici președinte, nici tractorist. Tata, asta e gunoi când vorbim despre sângele lui Hristos. Da sau nu? Biserica Domnului, în Hristos sunt toți una. Amin? Să nu încerci niciodată, cu nimic, nici cu negru sub unghi. Pentru că nu uita, când murim, toți stăm lați, drepți,
Unul moare învățător, altul președinte, unul măturător. Toți mor și vin înaintea Domnului goi. Exact cum stau găinile și se întorc acolo când le prăjesc. Vin goi. Și pe Dumnezeu nu îl interesează ce ai fost tu. Pe el îl interesează cum ai trăit pentru el. Te-ai închinat tu lui sau nu? Ai iubit pe frații tăi? Ai fost cu biserica una sau nu? Ține minte asta. Da, eu înțeleg. Noi repede ne găsim prieteni după mintea noastră. Dacă eu sunt mai vesel, eu lângă mine am oameni veseli. Oameni veseli. Dacă eu sunt mai trist, lângă mine este unul trist. Și eu înțeleg, noi repede ne împrietenim un cu alt. Dar nu uitați, chiar dacă te-ai lipit de ăsta sau de ăsta sau de ăsta frate, nu uita, biserica nu e numai tu cu prietenul tău, biserica sunt toți. Nu uita, așa trebuie să fii nu numai cu prietenul tău, dar cu toată biserica. Și dacă și este unul mai prostuț, și ăsta tot e a noastră. Pentru că el tot stă bine închegat. Pentru el tot a murit Hristos. Asta e biserica. 3:28, Galateni 3:28, noi am citit. Toți care am fost botezați, toți suntem una în Hristos, îmbrăcați cu Hristos. Alt lucru, biserica trebuie să știe tot unii despre alții. Ce părere aveți? Trebuie să știe tot unii despre alții. În afară de relațiile intime. Numai dacă ai pe cineva foarte, 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 foarte apropiat și ai o problemă în pat, îi spui lui prietenul tău, lui fratele tău din biserică și îi spui, uite, roagă-te pentru mine în asta, la noi e o problemă. Se poate întâmpla. Atunci tu stai. Biserica Domnului, ea vorbește despre tot. Da sau nu? În afară de relațiile intime, restul vorbește tot cu frații tăi. Eu vreau să știm tot unul despre altul. Sincer, dacă ai păduchi, spune, nu te scârpina inteligent. Înțelegi? El se scârpină inteligent ca frate să zică aleluia când îl văd pe dânsul, știi? Aleluia, fratele, tot e bine. Ascultă, se scârpină fratele, apasă exact pe păduchi și nu vadă toți. Cum ești? Slavit să fie Domnul. Dar la tine cum e? Tot e bine. A, așa, câteodată. Așa, tot e bine. Nu. Spune, frați și surori, apropie-te de unul, de doi. Ei sunt surori, uite, avem două diaconițe, avem surori înțelepte, surorile noastre din biserică, toate sunt înțelepte. Bărbați, toți bărbații la noi sunt cei mai înțelepți. Știți de ce spun eu asta? Pentru că eu cu voi sunt. Vine închegat. Apropie-te și spune, ascultă. Eu m-am prefăcut două săptămâni, eu așa făceam, dacă atare, la mine e așa, la mine e așa. Și atunci frații, mână la mână, se duc, cumpără o căldărușă de dust, bagă soluții, bagă capul acolo, te scot și încet ușor, tu ești biserica lui Hristos, e așa. Și tu ești una cu ei, ești puternic. Mie uneori mi-e milă, am fost într-o biserică mare și după ce am terminat tot, eu am vorbit acolo despre bucurii, tot s-au bucurat, am ieșit afară și fuge unul de urma mea. Spune, Dumitru, roagă-te pentru mine. Eu zic, dar ce s-a întâmplat? Dumitru, uite, am problema asta și asta, și asta, și asta. Măi, dar părea un om serios, eu credeam, cum arăta la înfățișare, ziceai că e apostolul Petru. Uite și asta, și... fraților, dar ce probleme avea el? Nu-mi vine să cred că în biserica Domnului poate să aibă cineva. Și zic, și nimeni dintre frați nu știe. Nu știe. Dar cui să-i spui? Și zic, dar sunteți 600, măi. Cui să-i spui? Și eu am zis, dacă n-ai cui să-i spui, Doamne, îți mulțumesc pentru 10 oameni. Nu vreau mai mulți. 10 oameni, dar să ai cui să-i spui. Decât să stau între 1000 și să fac așa. Auzi, dar spune, fraților, uite, a venit încetișor râia și m-a atins. Eu vorbesc spiritual, cine mă înțelege. Păduchiul mă atacă. La mine a venit un frate și mi-a spus, Dumitru, un frate din de-a nostru. Am început să mă uit la femei pe drum, dar nu să mă uit ca toți. Mă uit ca un curvar. Ce să fac? Ni rușine, dar trebuie să-ți spun. Mi-e dureros. Cum credeți, eu l-am privit ca pe un curvar? Nu?
ca pe un frate care e bine închegat. Și am făcut cum a făcut Liviu cu Valeriu. Îi dădeam răspuns la întrebări. Când vreodată mai vezi, uite la ea ca la fiica ta, uite ca la mama ta, roagă-te pentru ea că îmblă așa desfrânat. Eu atunci puneam cuvânt pentru frate. Eu îl acopeream. M-am dus acasă și m-am rugat, Doamne, scoate din trânsul duhul ăsta, pentru că încetșor curvie, hap, 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 al apucă și după asta își pierde soție și copiii, pierde familie. Fraților, noi trebuie să știm unii de alții. Dar cum să ajungem noi la asta ca să știm unii de alții? Trebuie să începem a ne deschide unul față de altul, da sau nu? Eu stau într-un colț, după ce se termină biserica, mă duc într-un colț, stau acolo, toți să vină să se deschidă față de mine. Nu, eu după ce se termină adunarea, mă duc și mă bag în suflet la fiecare din voi. Și mănânci, și te doare, unde mănâncă, cum ți-i genunchiul. Auzi, bagă-te în suflet. Ei, de așa zic oameni, de așa zic, auzi, nu așa e biserica Domnului. Ei, că știu eu că la noi în sat, auzi, biserica nu e ca la tine în sat. La noi în sat m-a întrebat o femeie, auzi, nu, lasă. Tu nu ca la tine în sat, tu faci ca în biserica Domnului, tu te bagi în suflet. Eu vă arăt acum Pavel. Mergem împreună la 2 Timotei, capitolul 4. Uitați-vă, deschid împreună cu mine. Versetul 9. Pavel scrie lui Timotei. Caut-o de vină în curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Pavel știa de Dima sau nu? Știa. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Ei știau, chiar și de aia plecați. Eu tot știu de-a noștri plecați, știu și de ei. Uite aici, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în troa la carp și cărțile, mai ales cele de piele. Du-te, haidem jos la alt verset. Hai să mergem la 19. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila și casei lui Onisifor. Erasta a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Gata, ne oprim aici. Știa Pavel? Știau frații unul de altul, cum credeți? Știau ei? Vorbeau ei între ei, fraților, Trofim e bolnav, e în Milet. Fraților, Marcu e acolo, trebuie adus la mine. Luca, fraților, Dima a plecat în lume. Tit în Dalmația s-a dus. Ei știau unul de altul. Dar în secolul 21, ce se întâmplă în biserici, fratele pleacă în altă țară, la odihnă. Și ceilalți nu știu, pentru că fiecare cu găsca lui. Dar și? Eu zic lui un frate, auzi? Frățuorul meu, era aici cândva cu noi un frate, ai fost la odihnă. Nu, de ce n-ai spus la toți? Chiar dacă nu avem noi posibilitate să mergem la odihnă, tăți. Dar spune tu ca să ne bucurăm împreună cu tine. Tu când ai stai acolo și o să noți, dar noi din bucătărie să facem așa și o să ne închipuim că suntem cu tine acolo. Auzi, împarte bucuriile cu noi. Hai! Frate, n-am spus că invidia e mare. Care invidie? De ce te faci să spui că invidia e mare? Nu cumva gunoiul ăsta stă ascuns în tine și ți-ți pare că tăți ca tine? Tu invidiezi, ți-ți pare că tăți invidiază. Nu e așa. Hai să știm unul de altul. E greu despre greutatea ta. Știm toți. Când ți-i bine. Putem să știm toți. Ce părere ai? E corect așa sau nu? A?
Eu sincer, eu despre mine v-am spus toți pașii mei din viață. Când am pierdut casă, când m-a dat afară, când m-am mutat. Eu vreau voi să știți despre mine, să știți că eu sunt transparent. Sunt deschis. Să nu ne ferim niciodată, frate, să spunem. E drept, nu ne băgăm unul la altul în portofel, câți bani ai. Nu! Dar ne băgăm unul la altul să spunem, dacă știi că ai vreo cât acolo în cont, aș putea să te ajut cu ceva? Frate, iarăși, nu vorbim despre unul care poate este între noi și așteaptă să folosească din moment. Ăla noi îl simțim deodată. Dar vorbim despre frații, despre noi, biserica, care lucruri sănătoase, care cu adevărat este nevoie de ajutat. Așa ne învață Pavel. Pavel ne învață că noi trebuie să știm unul despre altul. Nu? Dacă tu ai 3 joburi, spune-le, frate, mai am 3 joburi goale, mai sunt 3 locuri, poate știți pe cineva. Biserica așa trebuie să trăiască. Eu în altă biserică nici nu vreau să slujesc. Unde fiecare cu gâsca lui, mai degrabă la o fabrică de tractoare. Uite mai departe. Deschid împreună... Nu, a treilea lucru care o să-l vorbim despre biserica ca și familie este... Nu există plată între frați. Ce părere aveți? Nu plătim unul la altul. Noi am mai vorbit asta, dar astăzi trebuie vorbit că e tema asta. Nu plătim unul la altul. Așa trăiau frații până 100 de ani în urmă, 50 de ani în urmă. De la nașterea, moartea și învierea lui Hristos. De la învierea lui Hristos, biserica, când s-a ființat, și 1950 de ani. Nu au plătit unul la altul. Ei trăit ca frații, ca familie, exact cum nu poate Sabina mea să-i plătească lui Esmeralda. Nu poate copilul tău să-i plătească fata ta lui băiatul tău. Frații între ei trăiesc ca frați. Ce părere aveți? Sunteți de acord? Da, noi mergem pe la munci, facem bani acolo, auzi? Ai de unde lua bani? Ai sau n-ai? Duci la lucru, lucrezi la John și John îți dă 8 la oră. John pe tine te achită. Tu ce vrei și fratele tău să te achite? Dacă fratele tău te achită pe tine, atunci John ți-i frate și fratele tău e ca John. Toți împreună trăim ca la șantier. Ne plătești, noi lucrăm. Nu ne plătești, nu lucrăm. Frate, îmi plătești, te ajut. Nu îmi plătești, nu te ajut. Nu ne achiți, gata. Auzi? Când un frate spune despre nevoie, vă rog frumos, ca și biserică, sari primul! Primul sari! Cu ce aș putea să ajut? De să judecăm cazul. Asta e biserica lui Hristos. Acum, frate, într-adevăr, fratele poate are mașină, într-o stare foarte grea, da, grea, grea de tot. N-are nici bani de mâncare, poate. Nu a avut muncă, măcar că trebuie dispus unul la altul. Și fratele, în cazul ăsta, el zice, uite, vreau să te ajut, dar n-am bani nici de benzină, nici un litru, n-am, uite, am 2 litri de tot. Eu te sfătuiesc în cazul ăsta, nu-l plăti. Dă-i 100 de lire lui fratele tău. Dă-i 200, auzi, frate? Eu nu te plătesc că tu ești fratele meu, dar dacă nu ai și nu ai, ține 200 de la mine, nu că mă aduci, dar pentru că ești fratele meu și acum n-ai. Dar și fratele, dacă tu ai posibilitate, fii primul. Și chiar dacă ți întinde, ține, zi, nu, în numele lui Iisus, noi lucrăm unul pentru altul. În numele lui Iisus, unul pentru altul, suntem gratis. Și în numele lui Iisus, când merg la muncă, iau salariu. Tot în numele lui Iisus. Pentru că așa ne învață Domnul. Să muncim, să fim plătiți. Nu-i greșit. Ce părere aveți? E corect așa să fii între frați? Fraților, gratis? Cine e de acord la gratis? Nu. În biserica noastră n-are cum, pentru că suntem puțini. Unde, auzi? Ne-mi pare rău, eu aud într-o biserică, m-am înțeles cu un frate, a zis că 35. Cu frații, ca la piață, ne împăcăm la preț cu frații? Nu, asta e biserica lui Hristos. În biserica lui Hristos e gratis. Cine e de acord? Ridicați un pic mâna sus.
Ți închipui ea care încă nu-i botezată de acord. Da? Încă o dată, cine de acord, trăim gratis între noi. Ridicați mâna sus. Da. Mișa ține pumnul, adică dacă cineva încearcă să iei bani. Hai să deschidem împreună la Romani 13:8. Romani 13:8. Citim toți odată. Versetul 8. 2-3 și... 2-3. Să nu... Știi ce interesant? Aici erau cu două, rândul ăsta erau cu două cuvinte înainte. Hai toți odată, încă o dată. Și... Să nu... Amin? Să nu datorați. Eu într-așa biserică vreau să slujesc și în așa biserică am slujesc toată viața. În alta nu vreau. Eu nu vreau să-i achit fratelui meu. Eu nu vreau fratele meu să se uite la mine ca un dator. Niciodată. Ți închipui? El vine și spune, se roagă în biserică, Doamne, Tată din ceruri, te rog frumos să ajută în situația mea. Și fratele de alături se uită și zice, de 3 luni am dat. De 3 luni am dat și nu-mi mai întoarce. Oameni de ăștia, Iisuse, fii binecuvântat. Iisus spune, asta e fabrică de tractoare. Asta nu e biserica mea. Biserica mea e să nu datorați nimănui nimic. Nici nu dați cu datorii, nici nu luați cu datorii. Stați un pic. Dacă fratele, la un moment dat se gândește, vreau să-mi cumpăr casă și nu-mi mai ajung 5.000. Vorbim și de așa casă, sau vreau să cumpăr ceva care îmi mai trebuie 5.006. Tu ai 5.006, dar tu numai pe ăștia ai. Tu poate ai mai ajutat niște vădovi, niște orfani, dar numai pe ăștia ai, dai lui frate de casă. Păi atunci... Ne folosim de versetul ăsta și unul și acasă ia banii de la toți și gata. Nu. În cazul ăsta, da, împrumut. Te duci și ceri frumos la frate și fratele, în așa moment, nici într-un caz să nu-l faci pe alălalt să simtă că ți-i dator. Nici într-un caz. Spui, ascultă, te-am ajutat. Când o să ai, cum o să ai, cu ajutorul Domnului, poate o să-mi iau și eu casă, cu ajutorul Domnului. Dar nici într-un caz să nu-ți fii fratele tău dator. Și veghează, dacă și-ai ajutat pe cineva, veghează ca el când se întâlnește cu tine să nu se uite în ochii tăi ca la dator. Dacă el se uite în ochii tăi ca la un, ca și cum el ți-i dator, atunci tu ai o problemă. Tu care i-ai împrumutat. Înseamnă că tu îl ții pe fratele tău supus și îl manipulezi cumva cu datoria ta. Nu manipula, fii foarte atent. Fratele nu mă o să zic cu timpare. Taci, uite! Când o să ai, cum o să ai? Noi nu suntem, dar eu zic în cazul când ajungem milionari. Bun. Ține minte asta. Citim încă o dată versetul 8, tare. Biserica lui Hristos, vă rog numai cei care sunt de acord cu trupul bine închegat, cu stilul vechi, cu moda veche a bisericii lui Hristos de 2000 de ani, să citească versetul ăsta. Și... Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă, căci cine iubește, amin? Dar ce să fac, stai, dacă nu ne datorăm unii pe alții? Pavel zice simplu, să vă iubiți. Dar cum să ne iubim? Pavel, cum să ne iubim? Cu masa ta, cu casa ta, cu portofelul tău, cu tot ce ai tu, cu timpul tău. Iubește-i pe frații tăi. Asta e Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos, fraților, toți trag la același plug. Toți trag la același plug. Uitați-vă.
Hristos are biserici, are adunări multe pe pământ, sunt foarte multe, sunt poate un milion, poate mai multe milioane, nu știu. Nu știu câte biserici sunt pe glob, cred că sunt multe tare. Pe Livi trebuie de-l întrebat. Livi trebuie să știi câte sunt. El poate îți dă și de asta exact 4.832.000. Dar noi cu biserica noastră avem un plug. Care-i plugul nostru? Care noi îl tragem împreună? Hai, spuneți voi, ce părere aveți? Ce tragem noi? Noi avem văduvi și orfani. Care mai este plugul la care noi tragem? Răspândirea Evangheliei. Noi dăm Evanghelie. Eu vreau să vă spun și vă mulțumesc și vreau să vă spun, mă simt fericit că sunt împreună cu voi, că noi, cu ajutorul că am strâns bani mână la mână, am putut să aducem 2500 din noi testamente din România și ca să plătim pentru bagajă și una alta, am putut să le aducem aici și deja 150 din ele s-au dat sâmbătă în piață. Oameni pierduți au pus mâna pe 150. Dar dacă cineva dintre noi spune, dar n-am eu treabă cu plugul bisericii, dar ce treabă am eu cu plugul bisericii? Eu am plugul meu, eu treaba mea cu plugul meu. Bun, tu treaba ta cu a tău, tu cu a tău, tu cu a tău, eu cu a meu. Și ne întâlnim în uzina de tractoare. Asta nu e biserică. Să tragi la un plug, asta înseamnă împreună. Tu, ne ocupăm de văduvi, ne ocupăm de orfani, ne ocupăm de vestirea Evangheliei. Ce mai este? Ne spune Anatol, de exemplu, fraților, la mine vin, îmi pare rău să vă spun, parcă cu asta, vin părinții și cu alte două familii, toți odată vin de sărbători. Și n-am cum să-i țin la mine pe toți, vreau, dar n-am cum. Frații deodată de la același plug, Anatol, două familii la mine, altul, dă la mine familie. Anatol, nu-i problemă, dar veniți cu tot cu familia voastră, lăsați casa goală, veniți toți la noi. Să tragem împreună la un plug, să tragem unul pentru altul. Amin? Așa ne învață Domnul. Filipeni 4:3. Deschide-i la Filipeni 4:3. Și pe tine, tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Uitați-vă atent. Pavel îl roagă pe ucenicul lui. Te rog frumos. Vină, sare în ajutor la femeile astea. Pentru că femeile astea au lucrat pentru Evanghelie. Fraților, vine un lucrător din altă țară, vine la noi, vine cu noi, cu adevărat slujitori, lucrători. Ce facem? Îl ajutăm? Îl ridicăm sau nu? Sau îl lăsăm, îi spunem, frate, nu-ți supăra, la noi în biserică, ca atare fiecare gâsca lui. Noi te iubim, dar numai cu versete. E că îți dăm un verset, scăpă. Pavel zice, vă rog frumos, te rog frumos, tovarăș de jug. Femeile este lucrătoare, te rog, sari la plug, săriți la plug cu biserica. Gata, biserica a sărit. Bun, noi am terminat cu biserica, că e o familie. Acum trecem la partea a doua. Hai să învățăm cu biserica cum să fim biserică de la albini. Ce cunoașteți voi despre albini? Cum e la, în familia albinilor? Ha? Ele lucrează împreună? Nu. Auziți? Da, să vă spun. Cum? Au și trântori. Vitalii Drept spune, au și trântori. Dacă te bagi la, cu degetul, uite cum stă stupul de albini, bagă-te cu un deget să o ataci pe una din ele. Nu mai încearcă și o atacă pe una din ele. Ia faci bzzz, ia să apară cu spatele tu. Deodată o să iasă șapte și știi ce o să fac? O să te înțepe, dar știi ce înseamnă înțepatul lor? Ele înțeapă numai o dată în viață. Ele te-au înțepat și au murit. Ele și-au dat viața pentru una care ai vrut tu să o superi. Biserica din secolul 21
fratele dintr-o biserică, spune toate gunoaiele și toate slăbiciunile bisericii, cât îți iei din spiritual, cât îți iei de slab, eu te sfătui, nu-ți dau urechea la din astea. Fii atent cui dai urechea la astea. Of, că-s slab, că-s nespiritual, că de-a-te... nu dau urechea. Dar fii ca albinile și ele. Fii, scoate țacul și spune, dacă mai zici ceva, mai chem cinci. Albinile așa fac. Cum este în biserica albinilor? Fiecare știe locul și îl împlinește cu râvnă. Ascult atent. În biserica albinilor, fiecare își împlinește locul cu râvnă. Cine voi din voi știe ce joburi au albinile în stup? Sunt care se duc după miere, da? Și ele cu râvnă fac asta. Dar sunt albini care ce fac? Ha? Păzesc lângă ușă, vreo 4-5. Păzesc lângă ușă. Și ele închipuiesc. Toată viața nu mă păzesc. Toată viața. De exemplu, niciuna dintre ele nu se supără să zică, dar ce pe mine nu mă trimite la adus miere? Dar ce? Nu. Dar ce nu m-a Dumitru păstor? Dar ce și noi vrem păstori? Hai să-l săpăm. Au încercat să mă săpi pe mine. Ani la rând au încercat să mă săpi. Tot întreagă câte un săpător. Dă să-l săp, dă să-l săp. Dar matca în stupi e Dumnezeu. Și Dumnezeu când vede pe cineva că și ia nasul la purtare, îl scoate afară. Deci îl educ în alt stup după asta și apoi îi pare rău, zice, să mă duc înapoi, stupul primește totdeauna. Dar sunt albini care se ocupă numai cu scoaterea viespilor și gunoaiele din stupi. Ele vin împreună și nu mă scot gunoiul, asta e toată viața lor. Sunt albini care numai acoperă acolo unde mierea îi, ele acoperă. Sunt albini care știți ceva? Pregătesc trântorii. Pregătesc trântorii. Știi? Asta mi-a fost dureros în biserica Domnului, așa ceva nu-i, dar vă spun despre albine asta. Sunt în stup câteva sute de trânturi, uneori mii. Și trânturii ăștia, ca tare, nu-s buni la nimic. Ei-s buni numai să iasă cu matca o dată în an, sau cât acolo, și tot, iese vreo trei cu ea. Restul după asta vine și îi taie, albinarul vine și îi taie pe toți. Îți dai seama, nu le-o mărs la șilă, alți 340 să meargă cu matca, restul a plecat. Ce-i frumos la albini că ele nu omoară trânturii? Ele lasă ca albinarul să vină să-i omoare el. De atâta, să-i taie. De atâta, fraților, dacă este cineva în biserica Domnului care îmblă numai să facă rău și rău, hai nu noi să-l judecăm. Hai să lăsăm pe albinar să-l scoată el. Dar biserica Domnului să rămână, să ocupe de evangelizare, să ducă miere. Așa-i? Asta e biserica Domnului. Deschid împreună cu mine Romani 12, 7 cu 8. Romani 12, 7 cu 8. Uite aici ca în stupi. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Cine dă să dea cu inima largă? Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă? Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie. Amin? Amin. De-napoi la versetul 7. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Frate și soră, ce slujbă ai tu în trupul Domnului? Ce părere? Hai, eu am să încerc să mă apropii de fiecare cu cuvântul și să vă întreb. Ce crezi tu? La ce crezi tu că ești bun în trupul Domnului? Liviu, care-i slujba ta? Nu vorbesc de clădirea de la cea de olhit.
Vorbim despre biserică ca trup. Care-i slujba ta? Hai! Deci, ca să le spui la oameni să vină la casa Domnului. Liviu, ține-te de asta și fă-o cu râvnă, ne spune Pavel. Dar, Gheorghe, care-i slujba ta în trupul Domnului? Nu, nu, nu neapărat în clădire, în trup. Care-i slujba ta? Spune asta cu râvnă și ține-te de asta. Sor Vera, care-i slujba ta în trupul Domnului? Hai! Gândești? Cine? Aici sunt mai multe, dar sunt și altele care nu scris aici. Ce se primește la tine cel mai bine? Gândiți-vă fiecare cu ce slujesc eu trupul. În stupul de albini nu există nicio albină să n-aibă cu ce sluji. Dacă ești cu încurajare, încurajează. Dacă ești cu îmbărbătare, îmbărbătează. Dacă ești cu ce n-ai fi, gândești. Dar dacă ești cu nimic, trebuie să te pocăiești și, Doamne, ajută-mă să slujesc trupul. Ca să nu intri vespe, să ne înțepe, să ne muști pe toți. Deschidem împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 6. 1 Corinteni 3, de la versetul 6. Trupul Domnului lucrează împreună. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va lua răsplată după osteneala lui. Căci noi, citim versetul 9, și căci noi împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Hai, citim încă o dată de la căci noi până la punct. Și căci noi suntem. Mai citim încă o dată, două, trei. Căci noi suntem. Încă o dată, doi n-au citit. Două, trei. Căci noi. Ține minte, dacă nu poți să lucrezi împreună cu fratele tău, nu mai zic că poți lucra cu Dumnezeu. Dar eu cu fratele meu nu pot să lucrez împreună. Apoi nu mai lucrează, tu nu lucrezi cu Dumnezeu. Cine lucrează cu trupul, cu biserica împreună, el lucrează cu Dumnezeu. Așa e sau nu? Așa e. Fraților, ultimul verset, Ioan 15 cu 13. Hai deschidem împreună cu mine. Asta se întâmplă și între albini, trebuie să se întâmplă și între frați. 13. Și nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Amin? Vreau să invit un om aici în față. Hai să o invit pe Andrei. Andrei, vin tu aici în față. Ia-i un mădular mic din Biserica lui Hristos. Stai așa. Stai așa. Ideea n-aveți câte greșeli are femeia asta. De când s-a pocăit, s-a botezat, tot greșește. Îl iubești pe Domnul, dar când te uiți dintr-o parte, îți vine să spui, nu știu dacă îl iubești. Stai și te uiți așa, zici, auzi? Și ea e credincioasă? Și ea e din Biserica lui Hristos? Cred că nu. Cred că nu merită. Dacă după mintea noastră, noi hotărâm cine merită și cine nu merită.
E că dacă ar fi o soră care are studii superioare înțeleaptă, merită. Da, Andreea? Tu câte clase ai terminat, Andreea? Nouă. Nouă? Cred că tu nu meriți. Uitați-vă toți la Andreea în ochi și citiți tot un ochi la Andreea și un ochi sus. Ea e parte din Biserica lui Hristos. Cu un ochi la ea și cu un ochi sus. Două, trei. Și nu este decât să-și dea cineva viață pentru prietenii săi. Vreau să o priviți pe Andreea. Andreea acum îi reprezintă pe toți frații și surorile din biserică. O priviți pe ea ca pe cineva care, ca și Albine, ești gata să-ți dai viața pentru ea. Chiar dacă merită mostrată, privește-o ca pe Albina din stupul tău, care tu nu dai la nicio vespi pe ea. O dăm la vespi pe Andreea? Nu. No. Ech, numai să încerce cineva, toți. Bzzz. Andreea e sora noastră. Amin? Amin. Fraților, Andreea, e loc în Biserica Domnului. Fraților, eu am mai povestit cândva, nu ți-am minte când, dar vreau repede vă spun asta, că voi să știți. Cine din voi a obosit? Ați obosit? Numai să încercați, obosiți. Asta a fost, eu am terminat cu introducerea. E că acum începem cu adevărat. Știți voi, da, asta e vechi, eu totdeauna sunt pe vechi. Știți voi, fraților, între vulturi, cum e viața. Și mie tare mi-a plăcut și povestesc totdeauna. Mișa mi-a povestit cum e între lupi, eu vă spun cum e între vulturi. Între vulturi, se zice că vulturul, odată în 3 ani, lui crește cu un cioc deasupra la ciocul lui. Un cioc peste ciocul lui. Ciocul ăsta, el trebuie să scape de el. Dacă nu scapă de el, atunci el moare. Ce face vulturul? Își pregătește o piatră ascuțită, undeva o dă cu piciorul, el o pune cu ascuțișul în sus, scormolește în pământ, o face ca ea să stea drept în sus, să urcă sus, cât de sus se poate urca, cum nu s-a urcat niciodată în viață. Și vine cu viteză cu nasul în ea. Și când se lovește cu ciocul ăla care a crescut aiurea, și între ciocul ăla și ăsta lui. Ciocul ăla se rupe, cade, vulturul rămâne cu ciocul lui. În timpul ăsta cât el a rămas cu ciocul lui, el își pierde vederea în câteva minute, își pierde auzul în câteva minute. El nu mai poate da din labe, nu poate da din picioarele lui. Nici din aripi. Picioarele lui, el rămâne ca mort. Valea aia unde el a căzut în piatră se numește, împăratul David a numit-o Valea Umbrei Morții. El stă acolo. Ca el să-și revie, lui trebuie să-i cadă toate penile de pe el. Toate. În timpul ăsta el stă ca mort și unica ce îi lucrează e numai capul, dar el nu vede, n-aude. Și ce face el? Își smulge penile. El trebuie să rămână exact cum rămâne găina goală la tine în bucătărie pe masă. Găina. Așa el trebuie să rămână gol. Și e ca el se smulge. În timpul ăsta când el se smulge, pe el vor să-l atace șobolani. Alți doi vulturi, frații lui. Pur și simplu vulturi. Vin de sus. Văd și unul zboară deasupra lui, la câțiva metri. Zboară și îl păzește cu ochii. În timpul ăsta, dacă vine un șobolan, ăsta care zboară, îi faci clonc în cap lui șobolan. Și el aduce la gură lui vulturul bolnav. Și vulturul îl mănâncă cu gura, încetișor. Ăsta se urcă înapoi și zboară. Asta e biserica lui Hristos. Frate. Frate, ceva scump. În timpul ăsta, vine alt vulture și îl schimbă pe celălalt. Celălalt se duce și dacă vulturile nu mai are nicio putere, asta ia și îi împinge la gură șobolanul ca să poată să mănânce vulturi. Celălalt zboară. Acum
El va fi sănătos vulturile înapoi numai din momentul când își smulge ultima pană de pe el. Așa o crea Dumnezeu, sistemul la vulturi. Ce face un vultur? Unul îl păzește de sus, dar celălalt vine și îi smulge penile de pe spate. Ăsta și îl smulge de aici, dar celălalt îl smulge de pe spate. Asta înseamnă frați. Frații tăi vor avea multe păcate care încă stau lipite pe spatele lor. Eu te sfătui, nu-l mușca, du-te și îl smulge. Și după ce îl smulge pe toate, vulturile vede de trei ori mai departe, aude de două ori mai bine, zboară de două ori mai sus, are viteză mai mare. Și deja el la rândul lui, când altul vede în Valea Umbrei Morții, el poate să zboare împrejur și să-l păzească și să-i lovească pe șobolani. Fiți atenți, între vulturi nu există trădare. Între vulturi nu există. Fratele a căzut, da, Domnul să-l smerească. Șobolanii vin să-l atace. Da, 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 duce și-l atacați, că asta e, știe Domnul, Domnul știe. No. Noi azi am învățat de la albini și de la vulturi, am învățat de la scripturi. Biserica e bine închegată. Amin? Frați și surori, eu cu păreri de rău chiar zilele astea am auzit că cineva mi-a spus că unul dintre voștri tare vorbește de rău biserică. Și am zis, măi, cine avea așa gură spartă care, dacă și este un frate cu trei pene, să-i le smulgă, dar să în loc să-i le smulgă, el vorbește de rău, duceți și-l mâncați. Și atunci mi-a stat așa de dureros și am zis, chiar așa e de ieftin? Vreau, dacă cineva dintre voi se vede mai jos ca vulturi, vreau să vă spun, biserica Domnului formată din vulturi, nu din găinușă, care vine dihorile și o mănâncă pe una și celelalte stau tăiți și se uită. Dihorile vine, celelalte iar se uită. O gâtui pe alta, o gâtui pe trei. Nu, vulturile zice și-o intrat dihorile, clonc, jos. Hai să venim înaintea Domnului, să-i mulțumim Domnului, cine vrea să mulțumească. Cine crede că Domnul a vorbit? Și hai să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să fim cât mai bine închegați. Amin?